Domnul Emil. Da. Ia spune, domnule, cu votările, cum, pe cine votez acum? Eu vreau să-l votez pe Ponta meu. El vrea să ne dă și nou, să ne dă și nou, să ne dă și nou salariu, să ne dă și nou bani, să ne căutăm de muncă. Ponta meu, crede-mă, numai pe Ponta. Vreau să fim sănătoși, să-l votăm pe Ponta meu, Ponta. Crede-mă, dacă... Și am o rugăminte la toată lumea, să fie toată lumea, să votați pe Ponta. Să mai votăm pe Chioru. Ce ne-a făcut în legea asta? Ce ne-a făcut? Ne-a dat casă? Ne-a dat pământ? Ce ne-a dat? Dacă ne... Ce ne-a dat nou? Lumea moare de foame. Eu nu am social. Eu nu am pensie. N-am nimica. Sunt handicapat. N-am nimica. Sunt nebun. Cu ce trăiesc? Cu ce trăiesc? Bun, gete-te în gură. Cu ce trăiesc? Cu ce trăiesc, domnul Chioru? Cu ce trăiesc? Crede-mă. Cu ce mai trăim? Să mă ia Dumnezeu ăsta. Ponta meu, te iubesc. Să fim legea noastră, să fim, să ia Ponta. Ponta să ia acum. Votăm pe Ponta. Suntem 8. Păi și Băsescu nu... Ce ne-a făcut Băsescu? Ce ne-a făcut în România asta? Ce ne-a... A mâncat viața. A mâncat sufletul la lume. A vândut pământuri. A vândut fabrică. A vândut tot. Ce a, unde a vândut fabrică? Vă spun și eu știu tot. Păi tu de unde ai văzut la televizor sau nu? Eu am văzut tot la televizor, a vândut, Băsescu a vândut fabrică la Becea, la care mondia, ăla cum, de la pușcării ăla. Și nu, el și cu fratiso. Ce a făcut cu fratiso? Ce a făcut? A vândut tot? Păi la nouă, de ce nu ne dai? Păi dacă de votăm, de ce să-l votăm eu? Nu vreau să-l votez. Crede-mă, nu mai pot. Mă săturai. Mi-ajunge. S-a săturat toată lumea, toată mehedințul nostru nu e la lucru. Pecați, murire de foame. Cu ce trăim? Cu pula în gură, cu ce mă trăiesc? Cu pula în gură? Să mă ia Dumnezeu ăsta, cu ce trăim? Cu ce trăim? Dumnezeu, da, aveți grijă. Doamne, că-ți vine să plângi, mă. Mă țapă inima. Dacă ia Ponta să ia. N-am, ce să vorbesc eu? 100% ia cu Ponta. Să aude Ponta în București. Să aude. Să fie deștept. Să fie calculat tot. Să le dai de muncă. Să le, la toată lumea. Nu la unul. La toți. Care e sărac, care e bogat, să-l dai la toți. Dacă am muncit, ea te-a făcut casă toată lumea. Degeaba a făcut casă. Cu ce trăim? Cu casa trăim. Cu ce trăiesc? Ponta ne ajută la greu. Să nu ne lasă domnul Ponta. Și Băsescu, cu ce stricăm? Ce strică? Strică tot în toată lumea. Ce ne-a făcut? Mi-a băgat pula în gură la toți. Ce? A vândut tot. Nu e bine. Băsescu o să rămâne. O să iasă faliment. Pușcăria. Pușcăria, tată. Ce se ne-a făcut? Pușcăria. O să ia toată... 26 de ani de închisoare. Că se le jubleacă, ai dâmpăs. Are femei. Cine? Băsescu are femei. La stradă. Da, are femei, 100 de femei. La stradă. La stradă. Și ce? Cu ele să alege. Nu e bine. Lați cum dai bani. Lați la jmecher. Și la pușcării rămâi. Vă ascult eu. Eu sunt cel mai tare medințosa. Se spune medințosa vânjuleț. Emil mă cheam. Să mă aude lumea cine sunt eu. Să ia Ponta. Crede-mă, să ia Ponta. Dacă n-a trebuit, stai până gata, ultimul mesaj pentru Băsescu. Ce-i spui? Să-l bagi la pușcărie. Pe viață. Să ia Ponta. Să ne dai de muncă. Să ia Ponta primar. Să ia primarul Ponta! Ponta! Președinte! Președinte! Vujulețul Ponta! Ponta aia, Ponta, să dea lumea sănătate, să ne ajute și pe noi, lumea săracă, e te murim de foame. Toată lumea suntem pe casă răinitate și ia, și vine acasă, cu ce trăim? Cu ce trăiește lumea? De unde e bani? Du-te la muncă, cu ce? Nu e bine. Ponta, crede, dacă nu ne dai de muncă, o murim de foame, Ponta. Crede-mă, nu mai pot. Mă săturai de aici până sus, nu mai pot. Sănătate.